Sătenii din Voila se pot bucura în sfârșit de rețeaua de canalizare. Lucrările începute în urmă cu mai bine de 4 ani sunt pe ultima sută de metri, iar autoritățile speră ca anul acesta să le finalizeze. În Voila, proiectele în curs sunt aproape de finalizare. Din anul 2007 au început lucrările pentru canalizarea în localitate, iar acum 70% dintre acestea sunt finalizate. În anul acesta vom termina lucrările la rețeaua de canalizare în Voila. Am amplasat stația de epurare. Rețeaua de canalizare cam 70% este finalizată. Acum facem probele la stația de epurare și la mijlocul sfârșitul lunii ianuarie, în funcție de cum ne permite timpul, o să dăm drumul la canalizare. Și locuitorii din Dridif vor avea parte de apă și canalizare în perioada următoare. În acest an vor demara lucrările la rețeaua de apă și canal. La Dridif am făcut aducțiunea de apă de la Luța și în primăvara acestui an o să începem lucrarea efectivă, care constă și apă și canalizare. O să fie un singur șans ca să facem economie și atunci o să facem și branșamente de apă și branșamentele de canalizare. Oricum și la Dridif stația este cumpărată, este achitată, este în custodie la Baia Mare și o să încercăm să o asamblăm și să o punem în funcțiune. Pentru aceste proiecte au fost alocați bani atât de la guvern cât și din bugetul local al primăriei.